Da. Cum e cu asta, cu făcutul banul în cuplu? Mai greu, nu? Eu vreau să vorbesc nu despre făcutul banului, am vrut să spun despre, în general, despre compatibilitate în cuplu. Am înțeles. Asta financiar. Nu financiar. În general, știm că cea mai importantă e aia sexuală. Păi nu, să știi că dacă ai, să se puțin, dacă ai compatibilitate în cuplu și te înțelegi bine, faci și bani. Adică dacă e energie mișto, faci și băcăși căvărete, adică e bine mișto. Teoretic, dacă ai o viață liniștită. Ai un partener 7, cum e Ana Maria Prodan, că tot vreau să știu. Ea 7? 8, scuză-mă. 8. 8, ea e pe 17, atunci faci bani și mai bine. Am înțeles. Deci trebuie să ai 8? Da. Ca să faci un partener care să aibă 8. Da. Dar 8, 8-ul, uite Natalia Mateus, are miros unde da, 8-ul banii. Însemnând ce? Adunarea zilei de naștere? 8, sau? 17, nu, ziua de naștere. Doar ziua de naștere, nu, da. Tot, nu toată data. Nu, să spun, deci când noi facem, spre exemplu, când fac calculul pe compatibilitate, da. Realmente compatibilitate, dacă vrei să afli, da. Așa, normal că fac, e un calcul mai elaborat, da, că da. Nu faci o singură cifră. Acolo, mă rog, se adună 4 cifre, știi? Dar acum, nu avem timp noi acum să vorbesc numai despre treaba asta. Pe ziua naștere. Doar să facem doar pe ziua de naștere, pentru că în momentul în care tu cunoști, tu pe tine te cunoști și cunoști energie zilei tale de naștere. Nu vorbeam cu Aida în semne, în cameră. Da, așa, da, da. Știi? Este mult mai ușor să nu mai faci din astea pași greșiți, uh-huh. Și știi, e foarte mult mai ușor să le alegi partenerul care și știi ce să te aștepți. Asta pentru cei care nu sunt deja într-o relație. Cei care deja într-o relație nu o să apuce să divorțeze acum și... că n-au compatibilitate numerologică. Păi nu, dar poți să lucrezi, cu persoana respectivă, ca poți să ai o relație mișto. Auzi, poți să ai o relație mișto. Cu ea, poți să activezi, de exemplu, nu ai cifra 8, dar poți să o activezi într-un fel să poți faci bani. Poți activa cifra 8. Eu am, de exemplu, că sunt și pe 8-a. Și pentru cine nu are 8, trebuie să facă anumite lucruri, nu? De obicei, cei care n-au în matriță cifra 8, trebuie să strângă bani, adică să învețe să strângă bani, să facă pușculița. Deci eu n-am, nu? 25-a, 5-a, 73. Eu nici nu știu ce dată de naștere tu? 25-a, 5-a, 73. Nu, tu n-ai, dar tu faci... Am 7 la ziua de naștere. Nu, în schimb tu ai 7 carisma, 5 comunicare, 1973, 3. Da? Așa, 20, dar tu ai 3 în matrisă ca și Natalia, deci tu banii în buzunar vei avea toată viața ta. Cu foarte mare... Dar puțin! Păi asta deja depinde de tine. Bani în buzunar am, dar puțin. Nu, asta deja să știi că depinde de tine. Da. Și uite, aici urmează chestia aia cu făcutul pușculiță. Trebuie să strângi. Da. Okay. Tu, da, hai să că nu pușculiță. E vorba de mine, dar așa mi-a venit 7 și sunt cu 2. Monica, da. E 2 la data nașterii. Tu ești 7 cu 2? Da. Între voi este 9. Deci între tine și soția ta, Monica, da. Ea este 2 sau 11? 2. Ea e 2. Deci între 7 și 2 este o compatibilitate destul de bună, dar dacă aveți... Că 25 de ani. Nu. Știi ce înseamnă compatibilitate bună? Stai puțin. Sunt cuplurile care stau în pace, n-au nicio treabă împreună sau au făcut treabă și s-au întors și așa. Dar sunt cuplurile care îți doresc pasiune, dragoste, adică sunt cuplurile care se înțeleg foarte bine sau alții care n-au nicio treabă acasă. Să poate, nu? Nu stai așa, îți bagi joc, nu trăiești de două ori. Spre exemplu, între tine și Monica, adică atâta timp cât voi vă ajutați unul pe celălalt, adică cifra 9, vă slujiți, la voi merge foarte bine. A fost transformație în viața voastră, ați făcut copii. Și a rămas slujire în continuare. Și atunci merge bine. Da. Spre exemplu, uite, Ana Maria Prodan, că tot vorbeam pentru că m-au... Și apoi să vorbim la modul general, nu mai dăm exemple noi. Și ca să știe și oamenii de acasă cum să facă. Bine, putem face atunci așa și când ajungem la... Da, și dai atunci exemplu... Uite, în cazul ăsta e Ana Maria, sau așa, în cazul ăsta e... Da. Nu pentru că m-au zăpăcit producătorii. Da, da. Păi da, nu, ai avut succes real atunci, în dățile trecute, când ai venit cu treaba ta. Pentru că lumea a descoperit... Eu mă bucur foarte mult pentru treaba asta. A descoperit că nu e doar o pasiune, adică tu o explici și se vede că ești ai studiat foarte mult, nu vorbești așa. Da, și învăț în continuare, dar sunt foarte fericită pentru că pot ajuta lumea, știi? Și oamenii se regăsesc. Deci și cum trebuie să știi? Și cum sunt combinațiile? 1 cu 2, 1 cu 3, 1 cu 4? Deci nu, combinațiile sunt în felul următor. Hai să luăm pe rând. Da. Spre exemplu, cifra 1, cei care sunt născuți pe 1, 10, 19, 28. Acum n-o să deci și fiecare energie, și 11, și 28, și ea se calculează diferit. Dar acum le spunem strict. Deci stai, 19 e tot 1? Da, 1, 9. 1, 9, 10. Da. Ah, da, 1. Ah, 10, bravo, 1. Da.
Exact. 1-9-10-1. 1-9, da. Deci cifra care se duce la cifră... până ajunge o singură cifră. Exact. Da. Și atunci, despre toate cifrele care eu voi spune acum, ele trebuie adunate. Adică când spun 1 e compatibil cu cifra 2, asta înseamnă 2, 11, 20... Nu, că să nu greșesc. Da. 11, 2, nu e 3. Da. Nu-i. Așa. Știi? Deci le spunem pe cifre... Fiecare are în spate 2-3 zile de naștere. Da, 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 da. Și așa explic un pic despre ce este vorba. Okay. Pentru că e foarte mișto și foarte interesant, okay. Știi? Deci, pentru cei de acasă, încă o dată, pregătiți-vă ziua de naștere, adunați-o și vedeți cât iese. Da, ziua de naștere. Pentru că în fiecare lună sunt cam 2-3 zile de naștere în spatele unui singur Și dacă cifre. Vreți, dacă vor o calcul elaborat, ne poate scrie nouă pe site și asistenții o să răspundă, adică la elaborat, dar acum scriem așa mai puțin. Ceva, da, deci cifra 1, 10, 19, 28, se potrivește foarte bine. Vrei să scriu eu? Vica? Pentru că avem la acolo sau scrii tu? Cum, nu, și cu data trecută mi-ai zis că să scrii. Hai, da, ca să fie că impactul vizual e și mai bun. Da. Hai să scriem atunci. Deci cifra 1, care înseamnă 10, 19, născuți în data de 1. Da. Deci 19, 28. Ei sunt cei mai încăpaținați oamenii și care n-aud, nu ascultă și oamenii strategiei. Atunci ei se potrivesc cu cifra 2. O cifră, cifra 2. Deci tu ești compatibil, spre exemplu, Andrei, cu 2. 2 înseamnă... Deci 1, zic ca să știu. Compatibil cu cifra 2 și 5. 1, 19, 20 și 8. Uh-huh. Bun. Sunt compatibili cu 2 și 5. De ce? Cifra 2 este executant foarte bun, uh-huh. Da? Deci el îi ascultă și cifra 1 este cifra care dă ordine. Știi, uh-huh. Înțelegi? Adică ea e strategică. Și atunci, și plus ca karmic, soarele și luna. Cifra 5, între cifra 5 și 1, 1 ia puțin din libertate, dar iarăși, dacă în totalitate iese cifra 6, adică înseamnă iubire. Deci 5 sunt cei născuți pe data de 5, 5 14, pe data de 14 și 23. Da, dar poți să scrii 1, vrei să spargi sau vrei să-mi lăsăm așa? Păi nu, lăsăm așa. Da? Da. 1, deci 1 compatibil cu 2 și 5. Și cu 5. Deci dă voi așa o săgeată. 1, uh-huh. Săgeată, 2, 5. Da? Perfect. Bun. Cifra 2. Nu știam că tu scrii cu stângul. Cifra 2 a venit în lumea asta să înțeleagă. Am venit și eu cu scrisul, că de obicei vorbesc la liber, dar de multe ori cum încurc și zic să mă spătăluiți să zic ceva. Cifra 2 a venit în lumea asta să înțeleagă. Ea tot timpul are foarte multe îndoieli. Se îndoiește. A făcut bine, n-a făcut bine, au dat ce fi brutal, așa. Așa, de aceea cifra 2 se potrivește cu 1, adică cifra luna. Bine, e ce am văzut și eu. Exact, este foarte bună și încă cifra 2 se potrivește cu 9. Pentru că cifra 9 este cifra care duce toate lucrurile până la capăt. E cifra 2 fiind având foarte multe îndoieli, iată, e mai mereu să îndoie. Și atunci se potrivesc, doar că e puțin mai brutală cifra 9. Uh-huh. Așa, dar tot și cifra 2 mai suferă, dar 9 tot sunt este... cei născuți pe data de 9, 18, 18 și 27. Și 27. Da, cer scuze, îi mai ajutăm pe cei de acasă, că poate n-am înțeles. Da, și pentru că între 2 și 9 iese 11. Este o strategie foarte puternică. Deci dacă au construit o strategie foarte puternică, atunci merge foarte bine compatibilitatea. Ce înseamnă compatibilitate? Ei să ceartă între ei, dar ei să realizează și să împacă repede, ușor. Trec peste toate greutățile. Deci mai degrabă ușor. Se înțelege. Deci tu ce cifră are, ca să știu eu? Cine? Că te plimbi după la camp, pe la toate alea. Are o cifră mai lungă. E de la card. Are mai multe cifre. Deci, așa, hai să... Ultimele trei contează. Ultimele, exact, da. De pe spate, nu? Exact. De pe spate. La cifra 2 se mai potrivește și cifra 4, s-ar fi, dar ei amândoi sunt mai cifre mai moi, ei cu toți la fel, merg la, cum ar veni, finalul lor este 6, dar să plictisesc un pic între ei, dar karmic ei se potrivesc. Dar baza 4? E 9, nu? 1 și 9. 1 cel mai bun. 4, 1 cel mai bun. 1, pentru cifra 2. 1, 9 și 4. 4 fiind cei născuți pe 4, 4 13, pe 13, pe 22 și 31. Da. Mulțumesc frumos, Dan. 3. Sunt guru nostru, sunt învățătorii. Cifra 3, da. 12, 30. 12, da. 91, nu. Da. 3 sau născuți pe data de 3, 3 pe 12 sau pe 21 sau 30. Sau 30, da. Aici uh-huh. Sunt guru noștri, sunt din ăștia învățători, sunt cei mai deștepți care cunosc uh-huh. Toate, deja le știți. Dar sunt oamenii care nu se exteriorizează și sunt destul de reci. Și atunci, ca să fie înțeleși, cel mai bună potrivire cu ei, pentru ei este cifra 3.
Iarăși. Deci, 3 cu 3. 3 cu 3 este singura cifră care... Adică doar între ei se înțeleg bine. Da. Ei se înțeleg bine, 3 cu 3. Văd că 6-ul ăsta iese peste tot. 6 iese peste tot. Deci, hai să vă explic. Cele mai bune combinațiile care adunați cifrele este 6. Și în general... Și la zar. Și la zar. La tot, la tot. Deci combinația cea mai iubită de Dumnezeu este 6. Eu știam că 7 e cifra magică. Combinația cea mai... Din transformare. Din combinație se iasă 6. Da. Dar 6 este cifra care este cifra cu iubire și de confort. Și atunci, orice faceți, spre exemplu, puneți prețurile la marfa voastră și le spuneți să iasă 6, atunci este bine. Se vinde bine. 6, să fie totul așa. Bun, așa, atât la cu 3? Nu. 3, iarăși, se potrivește, cifra 3 se potrivește bine și cu 8-ul. Cifra 8. De ce? Cifra 8 este, deci ea dorește rezultatul tot timpul și 3 este cifra care vrea tot timpul analizează, vrea analiză. Și atunci analiză cu rezultat este o combinație foarte frumoasă, dar ei în totalitate dau 11. E un pic așa... Cu ceartă, cum spuneai mai devreme nu, și la 2. Al meu, știu, triunghiul așa din asta omoroș, de obicei 3-ul nu este sigur că 8-ul nu înșeală și așa mai departe. Deci nu este a 3-a, al tău, Natalia, nu? Nu. Opt în cei născuți pe data de 8, pe 19 și 17 și 26. Ai învățat și tu. Da, le zicem pe măsură ce apar, pentru că nu mai sunt multe. Cred că nu mai lipsește nicio cifră, nu? 1, 2, 3, așa. 4, 5, 4, 6 lipsește. 4, 13, 22, 6, 31. Da, sunt aia care ne trunoște supărăcioși, bububu, nervoși, sunt oamenii foarte buni. Deci cifra 4, ei pentru că au foarte multe idei, să potrivesc cu cifra 8, iarăși. Cifra 8 oricum e cifra mai universală pentru că e cea mai puternică dintre 8-ul, da, energetic. Dar cifra 4 din mifologie era un demon legat cu 7 și atunci 4, deci în mifologie 4 cu 7 era Keto cu Rahu, uh-huh. Da. 4 cu 7. Și atunci era un demon care a fost cândva împărțit de soare și lună. Știi? Și acum în viață, dacă se întâlnește oamenii născuți pe 4 cu oamenii care sunt născuți pe 16, 25, 7, așa, e o combinație foarte bună, karmică, între ei, deși din prima seară pot să facă sex. Și să înțeleg foarte bine... Dar din prima seară fac tot sex. Important este să iasă ceva. Acolo este o combinație foarte ok. Da? Iese cu treaba, adică. Iese cu treaba, este o combinație foarte bună. Iarăși 4 poate să înțeleagă și cu 2, un pic plictiseala, dar dacă este 11... Da, se alungă plictiseala. Este bine. Deci 4, 8, 7, scrie și 7. 7 e cea mai bună combinație. Între 7 4, e the best, da? E combinație karmică și de obicei oamenii care sunt născuți pe data de 4 sau 7, mă rog, toate deci cifrele așa, ori au copii cu datele același combinate. 11, uite, de care vorbeam. Da. Mm-hmm. Așa, următorul este cifra 5. Cifra 5 al nostru este cifra comunicării, este cifra destul de rece și cifra care se potrivește cu 1, se potrivește iarăși cu 5, 1, cifra 1, adică deci 6. Compatibil cu 5, 14, 1, da? 14, a? 5 cu 1, da? 5, 14, 20 și cine a spus 14, 23. Uh-huh. Cu cifra 1 se potrivește iarăși și cu, 5, cu cifra 6. Bun. Da. Bă, se potrivește și cu 8, pentru că 5-ul este creativ și 8-ul este place analiză și este foarte disciplinat. Cu care și e cea mai bună combinație merge? Cu 1. Cu 1. Da. Cu 1, da, dacă au strategie și dacă 1 lasă liber pe 5. Dar astea sunt foarte bune combinațiile de la 5 și așa. Auzi, și... acum lumea ar putea să întrebe acasă, dacă prima oară la 1 ai zis că se înțelege cel mai bine cu 2. Da. Acum 1, cum de să înțelege cel mai bine cu 5? Că nu, poți să inversezi, adică ascultă-mă. Într-un cuplu poți să le iei pe primul 1. De ce nu se înțelege bine cu 5? Nu, 1 karmic este soare. Deci el este guvernat de planeta soare. 2 este de lună. Deci ei sunt karmic împreună orice ar fi. Deci întotdeauna în familie o să fie 1 cu 2 așa. Da, nu, ei, altceva dar vreau să te potrivesc. Deci în momentul când 5 formează cu 1, 6, este o combinație bună. Dar combinația pentru cifra 1 este cea mai bună, este cu 2. A, okay. Și încă o dată spun că ele să și spargă cifrele. Da, noi putem fi, cum pe 10? 10 nu există mâine. 0. 10, nu, ce se întâmplă cu 10? Știi, noi putem fi 1, să zicem, 5, eu sunt 1 plus 0. Eu sunt 1, tu ești 5. Mie 1 îmi spui că mă înțeleg bine cu 2.
Da. Iar când îți vine rândul ție 5, te întrebi bine cu mine. Probabil da. Că păi n-ar trebui să fiu și eu cu nu. Tine. Probabil că nu este reciprocitate, nu? Da, se potrivește și cu 1 și cu 5, adică e ok. Pe exemplu, 5 plus 5 face 10. 10. Deci ei sunt, formează un 10. Eu întreb ca să nu oamenii bulversați, că practic ar trebui să luăm până la 5 și după aia totul să inversezi. Dar nu e așa, nu? Nu, nu e așa. Spre exemplu, 5 plus 5 sau 6 plus 4 face 10, fac 10, nu se potrivesc atât de bine, pentru că e tot timpul o să fie împăcări și certuri, împăcări și certuri. Eu vorbesc despre cifrele care dau armonie la cifra totală. Am înțeles. Știi? Am înțeles. Că ele se calculează în foarte multe bine, moduri. Bine, tu ai pus 5-ul și la 1 în primul rând acolo, adică e pus. E da. Pus. Adică are, 5 cu 1, are logică da. De ce e 5 cu 1 când i-a venit rândul 5-ului. Da. Dar ai zis că e cu 2 mai compatibil decât cu 5-1. Da? Mă rog. Da. Na. Nu, sunt, dar e ok. Așa cum a fost. Acum am mai zăpăcit de cap. 6. 6. 6. Nu. Mi-a pus întrebări cheie. Bravo. Nu, apar cifre în foarte diferite bine. Combinații, știi? Și uite, ca la 2. 2 o să înțelege cu 1. La 1 să înțelege. Bine, sau nu știu, 3 cu 4 cu 8. Dar 8 când o mai ajunge, poate nu e cu 4. Știi? Și lumea o să zică, păi cum naibă? Că suntem același cuplu. Deci fii atent aici. 1 cu 2 este karmic. Este cea mai bună potrivire. 4 da. Cu 7 este karmic. Pentru din mifologie a fost un întreg, da? 6 cu 9, 69 este o potrivire foarte bună. Da. Că să știi, ai zis că nu e, dar eu ți-o spun că e. Păi pentru că 6 plus 9 face 5. Am zis că e cea mai bună. Se completează. Practic se completează. Da. Este și să spun și de ce. Pentru că 6 au foarte multă... Deci îl trecem pe 9 lângă 6. Da, 13 pe 9, 6 sunt din ăștia foarte... au cifră care nu s-a făcut niciodată și place foarte mult, au multă energie sexuală. Uh-huh. Inclusiv 9 are foarte multă libido. Și atunci ei, cele două cifre se completează perfect. Astea două, așa. Dar iarăși, 6 poate să meargă și cu 3. Poate să meargă și cu 3 și iarăși formează o cifră foarte bună. 6 poate să meargă și cu 7. De ce cu 7? Cu 7 pentru că 7 are cea mai multă energie sexuală și se completează cu 6 pentru că 6 este nesatisfăcut. Dar cea mai bună combinație e cu 9, nu? Cu 2. Dar cea mai bună practic combinație cu 9, dar este cea mai bună. Așa. Acum mergem la 7. 7 este cea mai bună combinație pentru 7, este 8-ul. Pentru că 8-ul îl ține pe 8-ul, ce 7 am spus și este, 7, 16, 25. Da. Ăsta sunt eu. Așa. Opa, tu de aia te gândeai bine. 7 cu, ce mai merge? 7 cu 8-ul, pentru că 8-ul disciplinează pe 7 și 7-le se realizează numai prin disciplină. Ca să știi, tu te realizezi, Dan, doar prin disciplină. Dacă ești disciplina și adică mentală și adică nu ne vărți saga și nu, mama. Nu, eu sunt un tip disciplinat. Dar din când în când merge. Dar meseria ne disciplinează. Da. Noi trebuie să fim la secundă, da. Să nu, zicem mai bună foarte, seara. Și foarte mult mers pe jos. La tine, pentru că tu ești genial. A. Te face mersul pe jos 20 de kilometri pe zi. Face piciorul. Când? Dacă orice cifra, dacă un om 10 kilometri pe zi, tu trebuie să mergi 20, pentru că tu nu ai răbdare, tu vrei să faci totul repede, tu vrei să alergi, nu știu ce, dar tu genial, capul tău. Este că dacă mergi 20 de kilometri pe zi, pentru că tu ai foarte multă energie în corp și nu ai energie în cap și tu trebuie să te împământești. E foarte interesant să știi că și e foarte, da, merge, da, da. Dar eu foarte nu pot bine mai și trebuie să ai super disciplină. Dacă ai disciplină 7 în viața, e foarte prin bine. Mers, duci bine, energia poate, să creier, poate să înceapă ușor cu un număr mai mic. Doi, atât a fost. Adică merg pe bază încinată 2 km. Da, produci rezultate mergând. În timp ce te plimbi, începi să gândești lucruri. Poate vin lucruri geniale în viața ta. E foarte, foarte... E genial. Păi eu alerg 12 km pe zi. Și ce? Mie mi se blochează picioarele. Tu alegi, el merge. Păi nu, încet, căbabele. Așa. Dar alerg acolo. Bravo. Fac două ore și ușor, ușor. Deci 7 plus 8 este perfecta combinație între 7 și 8. Da? Deci asta e perfecta, pentru că dă 15 și dă combinația 6. Acum, 7 pentru care are foarte multă energie sexuală, el merge și cu 2 și cu 3 și cu 4, bineînțeles. Scrie-mi fără număr. Ia trece-mi acolo, mă, tot. Ia 4. Deci 4. Da. Ce mai 4, e? 4. Nu, nu, nu. Și el mai sare și cu 2 și cu 3. Mai sare și cu 2. Sunt cifra care cam cele cel mai mult, ca să știi. Normal că sunt cu 2, când 2 e nevastă. Să știi că cifra 7 e cea la cam cel mai mult. Și îi punem aici frumos. Dar despre tine nu vorbim, pentru că tu deja ești pe cifra misie. Adică aia e până 36 de ani. 7 e cea la mult. După aia nu mai e. După aia nu mai contează. Dacă nu se plimbă, se duce de-a... Am înțeles.